Anul de grație 2013. Cireașa de pe tort, ediția cu numărul 11. O emisiune care se face mai bună odată cu trecerea timpului. Am fixat coordonatele și acum vă spun, bine v-am regăsit la un nou sezon al Cireșei de pe tort, sezon care se anunță a fi interesant. Pentru că e toamnă și toamna e sezonul nunților, ne-am gândit să oferim și noi propriul ghid al nunților și am pus prima săptămână a emisiunii sub semnul Nunta la români. Și ca să nu fim acuzați că vorbim din cărți, am invitat 4 artiști care au văzut la viața lor sute, poate mii de nunți și pot face o radiografie exhaustivă a ceea ce înseamnă o nuntă. Pentru că nunta înseamnă chef și voie bună și mai puțină vorbărie, o să vi prezint pe cei 4 magnifici și intrăm în joc. Marian Cleante e un mare virtuoz al viorii și ne poate oferi amănunte interesante despre nunțile țigănești. Elena Merișoreanu vine cu expertiza dumneaei din zona Ardealului și garantez că va fi o adevărată lecție. Ionuț Galani va face o combinată greco-machidonească și chiar are ce să povestească, iar Laura Lavric ne duce în Bucovina cea de poveste, unde chiar și nunțile sunt altfel. Dăm drumul la treabă cu strămoșească urare. S-a furat mireasa! Marian Cleante este un mare artist al genului lăutăresc și este cel mai în măsură să ne prezinte o nuntă țigănească de la mama ei. Eu vă invit să vă uitați cu atenție că o să aflați și vedeți lucruri interesante. Bagă, maestre! Era de la sine înțeles că eu trebuie să fiu tot lăutar sau muzican, cum vreți să-i spuneți, pentru că e familia. La mine a impus chestia asta. Bunicul, străbunicul, bunicul, străbunicul, poate, toți au cântat. Era normal ca eu să cânt. Este un instrumentist foarte bun. Astă seară își va arăta și calitățile de bucătar. Sper să gătească bine și să mă umple de bucurie și de veselie. El e un țigan de mătase care astă seară ne va impresiona prin mâncarea care el o va găti. Sunt convinsă că ceea ce ne va pune el pe masă o să fie pe placul nostru. În seara aceasta o să încerc să aduc câteva obiceiuri din nunta țigănească invitaților, vouă, telespectatorilor, să vedeți cam ce se întâmplă la o nuntă țigănească. O nuntă țigănească, dacă o să o fac ca aia originală, eu nu știu chiar cum era aceea originală, dar bănuiesc că Priante o să o fac ca aia originală. O să încercăm să ne apropiem foarte mult de tradiții și de acest obicei de nuntă. Sper să reușim. De exemplu, eu merg foarte mult la țigane, la nunți de țigani căldărari. La ei nunta, seara când a sfinte soarele, să termină nunta, pentru că începe pe la ora 11 ziua, pentru că părinții și, adică socrii mari și socrii mici, doresc ca tinerii să meargă în camera intimă, ca a doua zi să știe dacă fata a fost fată mare sau nu. Și atunci adevărata nuntă începe după ce ritualul ăsta se consumă. Am să gătesc astăzi, am să încerc să, alături de colegii mei, care bineînțeles mă vor ajuta, eu nu sunt bucătar. Domnul Horia, nu sunt bucătar. Am aflat ceva nou. Marian Cleante nu e bucătar. Orice-i fi crezut, nu e bucătar. Am să aduc prima oară o gustare, sau la nuntă, cum se spune la nunta țigănească, un mizilic. Rece. O să aibă cașcaval afumat, brânză de vacă, de oaie. O să pun niște kaiser. Ce mai am la el? Niște cârnăciori, mai multe, o să vedeți. Carne din abundență, pune aproape porcul, dă să margă pe masă. Tăți întregi acolo. Cărnării din nu se poate. Și toate alea, toate mâncărurile. La felul principal m-am gândit să aduc niște ceaune mari, mari, pe care le vom pune pe niște pirostrii, vom face un foc și o să aduc niște carne de porc, brânză, totul prăjit în ceaun. O să fie bun rău de tot. O să facem și niște frigăruși și șajlâc. Un șajlâc țigănesc de data asta. Da, da, șajlâcul tătărăsc. La desert mi-a spus mama ce să fac. Un desert țigănesc 100%, scovergi. Scovergile sunt în cartea mea de bucate. Mhm. Dar nu sunt desert țigănesc 100%?
E un papanaș al nostru, care îl știm. Papanașul cu dulceață și cu smântână. Dar sunt scoverci. Sunt convinsă că Marian în seara asta ne va face o figură frumoasă. Da, băutura, că n-am auzit nimica de ea. Băutura am luat vișinată de la mama, de acasă. E de un an de zile. E vișinată cu afine, cu coacăze, cu coși de portocale. E nebelea, nenorocire. Cel mai frumos lucru va fi când el se va duce la piață, că țăranii sunt foarte drăguți, sunt amabili cu noi și el știe să facă glumă și să facă atmosfera ca să se simtă toată lumea bine. Doamna Merișoreanu, ați nimerit-o la marele fix. Țăranii sunt de treabă și Marian face glume și cumpărături. Sau invers? Bună dimineața! Dimineața, dar ce v-ați dați 3 kg de roșii, dar d-astea mai ieftine și mai mici. Păi, repui ceva buri ca să nu-i... A venit patronul. Să nu-i părnească un bârlar. Ne cinstiți? Vă cântăm ceva de o roșie. Se vede treabă că prin intermediul emisiunii Cireașa de pe tort a reînviat târguiala prin piețe. Discount este forma nouă pentru mai lasă și matale ceva. Dați-mi și castraveți verzi. Ai pus și o roșie de două în plus acolo? Nu, că nu i-am cântat nimic, e normal. Așa e. Eu nu primesc nimic degeaba, vorbesc serios, chiar nu primesc nimic degeaba. Marian la piață se descurcă, sunt convinsă că va negocia, va scoate cât se poate de ieftin. El are un umor și un farmec deosebit. Merge? Da. Una din partea casei. Oh. I-a dat un snop de ceapă verde din partea casei. Câtă generozitate, ca să vezi că este mai mult decât numai mai lasă și precupezul. Hai să luăm usturoi și varză. Usturoi și varză murată. Am văzut eu aici. Cum să nu știi, domnule, dar ce ai impresia că când negociază cu nunțele, nu acolo e un fel de târg, așa un fel de... Negociază, vezi de treabă, să descurc. Mai mare, mai mică, pentru sarmale, pentru ce? Nu, pentru sotai, salată. Nu trebuie atât de mare, nu. Mai micuță? Da, dar să fie puțin mai... Așa, așa. Așa, da? Da. Castraveții ăia sunt tari, da? Sunt buni? Sunt tari. Mm-hmm. Castraveții murați în timpul verii sunt, în opinia mea, cei mai gustoși. Se murează foarte repede, sunt gata în câteva zile. Fiind cald afară, ei fermentează. Li se adaugă sare, cam aceleași ingrediente care se pun și la castraveții murați de peste iarnă. Dar dacă pui castraveți vara, au o aromă nemaipomenită, în primul rând, acea aromă de mărar, să pun tijele alea uscate, groase de mărar, care dau un parfum înnebunitor. Nu-i nimic mai bun decât o friptură mustoasă, grasă de porc, cu o sată de castraveți murați de ăștia de vară și cu, eventual, cubuleții de gheață, așa, elegant deasupra. Mm. Brânză, telemea de vacă. Și de oaie. Și de oaie și de vacă. Și nu de vacă bigoliță. Și vacă cu bigoliță și capră cu oaie. Aveți și de burduf? Avem și burduf. Așa. Ca să meargă bine, mamuliga, brânzali. Brânză de burduf din lapte de cangur. De unde canguri? De la Jina. Dați-mi, vă rog, 2 kg de ceafă de porc. O doriți speriată sau așa? Dați-mi așa, că o tranșez eu, fac eu. Eu cred că este greu, că până nu știi cam ce fac ceilalți, știi? Și poate că eu un pic de trac, așa, și nu știi cum să te descurca, tu te străduiești, măi, eu sunt primul, știi? Ca și ăla primul care cântă în concert, știi? Mai cu emoții, nu știi cum reacționează publicul, așa, el nu o să știe ce pregătim noi. Și cu siguranță va avea emoții și trac. Nu este ușor să fii primul. Cam asta a fost tot, gata. Mergem la restaurant repede. Am luat tot ce ne trebuie. Eu nu mă bag că nu-s de meserie, dar am rugat-o pe doamna Merișoreanu să facă programul artistic. Gălăgia mică și fiți atenți! Mariane, dă drumul la... grătar, la aragaz, la tot ce știi tu. Pune mâna în funcțiune și cu vioara în gând să faci mâncare bună. Deci am ajuns în bucătărie, începem procesul tehnologic. Haideți, am pus apa deja într-un ibric aici. Vom începe să facem un aluat. Un aluat de pâine. Ieșea de foarte bine cu acea bonetă
de bucătar și atitudinea este foarte, foarte corectă. Îmi place cum se mișcă. Apa caldă, drojdia e aici, cu sare, turnăm peste făină, ușure, câte puțin și facem aluatul. Am pus două cubulețe de drojdie la un kilogram de făină, sare la ochi și începem să frământăm aici. După care v-am lăsat și la dospit. Dacă se va descurca la bucătărie, cum se descurcă la cântec, înseamnă că va lua trofeu. Ar trebui, știi ceva, ar trebui să fie vreo 4 trofei. Trebuie frământat bine, așa mi-a spus mama. Și pe o parte și pe alta, și pe o parte și pe alta, uite așa, uite așa. De obicei, femeile știu să gătească, dar asta nu înseamnă că un bărbat nu e priceput. Sau cei mai mari bucătari ai lumii știu că sunt bărbați. Dar la etnia romă, cam femeia se ocupă de toate. Un grătar, o ceva, o face repede un bărbat. Aha, ce ziceți? Ia uite, și pe o parte și pe alta. Zic eu că e destul de bine. Pentru că el e primul, sunt convinsă că el la ora asta să grăbește să facă tot ce e posibil să ne primească așa cum trebuie și va fi o seară minunată. Mai până taie ăștia, luați-vă o pauză și treceți la o masă ceva să mâncăm ceva. Nu prea mă îndur de ăsta să-l arunc. Tot trebuie să existe din abundență. Am uleiul meu, care mi-a zis mama să iau numai de ăsta, că altfel nu se face, nu e treaba. Am uleiul meu, sunt lăutar. Să-i perpelim așa la tigaie. Hai să meargă pe aici. Aceeași poveste cu tigaia neîncinsă, pusă pe foc, în care așează cărnați orice pune la acolo Marian Cleante. Trebuie să repet. După atâția ani de cireașa de petor, eu voi repeta. Întâi luăm tigaia cu mâna pe care o folosim, dreapta ori stânga. O punem pe mașina de gătit, indiferent ce suport termic a dreptul ei, apoi o pornim. Că electric, dăm foc, dacă este pe gaz, etc. După ce tigaia s-a încins, punând mâna aproape de suprafața acesteia, simțind că dogorește, punem grăsimea, dacă este cazul, care poate să fie ulei, untură, ori unt, sau acestea trei combinate. Iar când aceasta a început să sfârie ușurel, așezăm sau trântim ingredientele cu atenție să nu ne stropim, că ne vom arde și vom suferi. Punct. O fi multă salată așa, dar nu știu, vor veni celelalte peste ele. Am să fac o diferență oarecum aici între cald și rece. Bineînțeles că nu poate să lipsească salata înrourată, adică plină de apă, așezată pe tocător. Așa, treaba bună. În loc de aș vrea să pun niște măsline, sunt spălate și astea, să țineți minte, nu sunt așa. Sunt aranjate, sunt tot ce trebuie. Măslinele nu trebuie spălate, să mă țină Dumnezeu. Măslinele sunt scoase dintr-un baiț care în general conține ulei. Nu se spală, Doamne iartă-mă. Ele așa se servesc, se scurg de grăsime, dar așa se pun. Horia, stai liniștit, nu te consuma chiar de la prima emisiune, că sezonul e lung și mai ai multe de comentat. A greșit și el că e om și e și emoționat că l-am pus primul. Dar uite ce treabă frumoasă a ieșit din mâinile lui de artist. Ia uite ce frumos sunteți, ce treaba bună. Nu stai să luăm niște lemne, să dăm drumul la foc? Mai micuți așa, așa. Stai așa să le dau drumul aici momentan, că le sortăm pe urmă. Ia să vedeți voi ce mâncare iese pe înceaunul ăsta. Întâi se face focul, se pun pirostriile și se înconjoară cu o bucată de tablă, în așa fel încât vântul sau curenții de aer să nu plimbe focul în altă parte și să permită focului să stea sub ceaun. Se aprinde focul dacă ai iubit țigan, că la noi dai seama că e normal să se aprinde, nu? Suntem noi țigani, în primul rând. Și se lasă să ardă lemnele, întâi să facă puțin jar. Se mănâncă totul astăzi doar cu mâna. Stați aici să vedeți cum se face chestia asta. Nunțile de țigan sunt foarte, foarte frumoase. Și nu sunt eu genul de om care să umflu sau să sunt la emisiune acum și să... Nu, chiar sunt frumoase. Ia, ce să pun? Pun prima oară și eu de asta. Ia să vedem ce se întâmplă. Așa.
La urmă să pun un ardei gras, nu? Cică. Ia să vedem. Nu-mi trebuie, frate, ce să mai zici? Cam așa arată frigăruile țigănești și ajluc. V-am spus eu, și ajlucul țigănesc. Cam așa arată. Senzațional. Mai puține legume, mai multă carne. Asta este. Le ungem, le dăm cu... avem aici mirodenii frumoase, bune, le dăm cu o pensulică, le punem pe grătar, încingem repede și grătarul ăsta, o să fie ok, o să vedeți. O să vă placă. Din sabia aia așa de mare, doar un picuț de, de carne pus acolo. Păi și restul ce facem? A, nu, restul nu. Restul este păstrat pentru dușmani. Înțepăm dușmanii în spinare. Aoleu, dușmanii mei, am să-mi bag sabia în ei. Uite, tată, așa arată. Țigănească, plină de carne. A? E bună? Faptul că se mănâncă foarte mult sau se gătește mult pentru invitații care ai la o nuntă, eu cred că n-am avut de mici. Și acum, dacă avem, să aducem mult în fața omului. Începem să tranșăm carnea pentru ceaun. O tăiem bucățele, bucățele. Avem cârnații, avem tot ce ne trebuie. O să punem ulei, ceva mai trebuie, dar mai întâi să apucăm să tăiem din carne, să fie gata, tranșată, doar să o aruncăm în ceaun. Uite așa. Să nu zic nimica, nu? Să nu zic că face harcea partea ceafa aia de porc. Să nu zic eu. Să tac de în gură, nu? Carnea de friptură, carnea care urmează a fi pusă pe grătar, trebuie tăiată dintr-o singură mișcare ca să aibă o formă plăcută și să nu fie pusă harcea-parcea pe grătar pentru că arată urât. Hai să punem carnea, nenică. Dă-te aproape să vezi aici frumusețe. Ia uite, tată. Ia uite, tată, cum sfârie. Mă întreb de ce nu pune toate carnea odată. De ce trebuie să o arunci așa, ca la basket? Ia uși ce clocotește, băi, nene, bă. Se începe să miroasă bine, nu? Cred că bucățea de carne o să se ardă acolo. E prea mult ulei și prea puțină carne. Sunt gata, sunt rumenite, sunt ok. Pot să spun despre acele bucăți de carne că, într-adevăr, sunt rumene, dar sunt 7 la număr. Doar atâta prăjește, atâta le oferă invitațiilor. Sau ne-a arătat că, bă, știu și eu să prăjesc carne, adică să o rumenesc. Și după aia o să treacă la treabă bucătarul. Eu nu mă ocup cu fleacuri de-astea, știi? Aia mici. Eu cu vioara. Ca greierile din fabulă. Galani, aici te pun și pe tine dacă nu mănânci. Cu mâna. Va face vreo mămăliguță ceva, că... și o cărniță, normal, la țigan se mănâncă carne. Acum așteptăm să vedem ce surpriză are pentru noi și ce dulciuri are pentru noi țigănești. Că asta chiar nu știu. Gata, punem la încins tigaia, facem scovergile. S-a dospit aici coca, nu mai avem probleme cu ulei. Coca e dospită, adică e la fel ca înainte. Și să vă arăt acum ce se face. Sunt numai ochi acum. Sau un singur ochi mare, așa, ca de balenă. Facem și un model aici. Facem portativul. Uleiul tot neîncins. Oare de ce nu mă mir? Dulceață de nuci verzi. Și dulceață de vișine, cunoaștem mai târziu. E prima limuzină a acestui nou sezon și ne-am gândit să începem sus. Și cel mai sus și mai bine pentru o săptămână dedicată nunților nu se poate începe decât cu un banc tematic spus de o doamnă care dovedește real talent. Orice asemănare cu realitatea este pur întâmplătoare. Vă dorim drum bun! Țiganul bolnav pe moarte și Miranda frumoasă și el măcar să moare liniștit și o întreabă. Auzi? Și așa o merlesc, dar vreau să știu de la tine. Cât am trăit noi împreună? Mai ieșa la vreodată? Ei, dar și s-o venit acum? Și cu întrebarea asta? Vreau să mor liniștit. Eu? Da, tu m-ai înșalat? El spune, eu și așa o merlesc, nu te-am înșalat niciodată, nici măcar cu gând. Și este și să gândești. Să uite. A, păi eu ți-aș spune, dar dacă nu mori. Da, mișto. Tot așa, acum am luat cu țigarii, să trăiești. Hai, noroc! Prietenul Mariane. Nostru, Mariane! Măstâna,
Mai avem smântână? Da. Colega, șefa, lăsați-mi aici, că le pun separat. Se mănâncă exact ca și papanașii. Ia uite. Senzaționale scovergile. Tradiționale, pot să spun, nu? S-au făcut, sunt rumenite. Bine, le las pe șervețel să mai tragă din ulei. Așa, 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 așa. Uite așa. Ia vezi, îți place așa cu smântână doar? Vezi să nu frigă. Ia vezi. Eu aș încerca doar smântână cu dulceață. Aș sări peste scovergi. Cum se zice? E crocante. A, mai bine așa, da. Da, și spui și dulceață. Ia-ți dulceață, spui deasupra aici și spui ce vrei. Așa. N-ar fi fost normal să guste Marian Cleante din ele? De ce o pedepsește pe bucătăreasă? Pune și de aia de vișin dacă vrei. Lasă fata în pace, mănâncă-le tu singur. Și mai fă-ți încă două. Poți? Mișc cu cuțitul, pat. De ce? Îți vine rău, mamă? Nu taie bine cuțitul. Ia vezi, hai. Așa. Cireașa după tort. Cum sunt, doamnă? Extraordinare. Da? Da. De-abia aștept să văd deschiderea și tot ritualul care o să fie. Cu siguranță va fi extraordinar, așa cred. Hai bine ați venit! Hai bine ați venit la țiganie! Hai. Să fie grâceați cu cup! Dă-mi-a, dă-mi-a! Ia uite, așa mai zic și eu! Hai de cap! Să rămână! Dați-i o vișinată! Să rămâne, bine v-am găsit! Noi, deja, noi putem să plecăm acasă! De ce? Păi cu asemenea... Că trofeu să știi și de mersi, mersi frumos! Când ne-am dat jos de limuzină, ne-a așteptat cu taraful, în costumație de scenă, cu melodiile lor, cu lăutare, mă rog, cu lăutare după mine, mă rog, melodia lor, și cu un vas acolo cu apă, să ne spălăm și să, bineînțeles, să punem bani. Băgați bani aici, nu vă lasă nimeni! Să fie bine! Da, da, da! Se bagă lovele! Păi, fără lovele n-ai cum să intri aici! Da? Așa e! Nu mă așteptam să fie cu lăutar de la început. Așteptam să fie, normal, că e meseria lui și o face bine. Ne-ai primit atât de frumos! La mulți ani! Surpriză! Bafto de lo, de lo! Munta țigănească! Așa. Da! V-a plăcut intrarea? Vai, da. Vai, mai surprins! Nu mă așteptam, da? Eu credeam că după ce servim ceva, mâncăm, atunci mai spre final începe atmosfera, dar mai lua din prima. Așa e nuntă. Așa da, era. Da. Mi-aduc aminte. Ca să bine dispune oamenii să dea și mălaiul. Da, da, da. Așa, așa. Asta e aia cu floricele, cu... Măi, așa sunt... Ca să simte două. Uite, cu asta. Cum ai spus tu că ai de rețeta de la mama ta? Într-adevăr, se vedea că este o băutură făcută de casă, așa ca lumea. Nu de magazin. Foarte, foarte bună vișinată din această damigeană și cu, am zis că era cu portocale, făcută de mama lui. Cu portocale, cu mure, parcă, o chestie asta. A pus... Asta e de la ea sau... Da, am luat făcut totul, da. Și am ținut-o în pământ până acum, de asta e puțin murdară pe din afară. Deci mă murdară pe din afară, dar și gustoasă e pe dinăuntru. Așa e, gustoasă. Bună e, bună. Când vă sticlă și paharul, împotolește amarul. Și când vă votri paharii, uite de cheșul supărare. Digolesc o damigeană, uit pe loc și cum mă cheamă. N-am uitat că n-am putut să-mi pun mintea cu damigeana, că altfel eram noi damigenii. Pe sub mesii? Platăul cu mâncare! Platăul! Să se mănâncă oamenii! Ești mezelicul! N-am adus nimic mizelicul. Să fie foarte greu, e rece. Măi, din niciuna de aici nu faci colesterol, deloc. Da, deloc. Da. Și? Deci n-aveți, ceasă puțin, nu mâncați cu nimic, vă aduc imediat și farfurioarele, vă aduc niște șervețele să vă stregeți. Păi eu știu că se mănâncă cu mâna la țigară. Și cu mâna, și fără pâine ăsta, prima oară. Da. Păi dacă mai băgăm și pâine... Dar crezi că lumea la țară cu 40 de ani ce mâncau? Furculiță? Măi, dacă tot o zis cu mâna, fii atent. Am două afine aici, că nu le las nici mort. Stați puțin, că asta e doar așa, v-am spus. Bă, înseamnă că mersi. Pui în seara asta să... Uite, asta-i, mă. Să ce? Asta-i... Să mai ne îngreșim câteva kilograme. Care-i nenorocire la emisiunea asta? Care? Trebuie să mănânci, măi, asta e problema, șuț.
și fiecare se întrece cu arta culinară, da, și trebuie să gusti. Nu e adevărat, eu nu sunt un bucătar, eu sunt o gazdă bună. Așa. Cu un prieten, da, nu, dar zic așa, emisiunea în sine, știi? Nostru. Așa. Te pune la mâncat emisiunea asta. Atunci vor avea invitați numai bucătari. Așa. Noi suntem artiști. Așa este. Așadar să ne simțim doar bine. Așa este, bravo, ai zis foarte bine. Noi suntem mâncarea e fudulie și mâncarea... Hai, Ionuț, ia de aici. Și odată vreau să-l invităm pe Horia să ne cânte. Așa trebuie. Asta mă gândeam eu, că tot execuți, domnul Horica, tot execuți pe toți cântăreții, că ăla face așa, că ăla face așa. Vă face și noi o emisiune și vă invităm să cântați. Nu mă duc. Și noi dăm note. Să dăm că spre nenorocirea noastră va cânta și bine. Și are și voce. Păi nu mai dăm emisiunea, popor. Ce ne facem? Nu mai dăm popor, să nu vadă lumea. Nu mai are rost răzbunarea. Să ia, doamnele, atacați, doamnelor, atacați. Atacăm? Așa cu mânuța. Cârnăciori. O să mâncă înainte, păi și mama mea, dacă e acum mai nouă, dădea furculiță și poate acum spar la limbă. Dumnezeu să-i, da. Deci să mâncă cu mâna, normal. Păi cine a pus cărciuma în drum? Ăla n-a fost om nebun. Cine a pus cărciuma în drum? Ăla n-a fost om nebun. Ăla a fost om cu minte. Cine intră în ea să cânte, de amargază mai uite. Păi mă uite să mai iau, să mai iau. O gură. După care urmează un vin. Ăla a fost cu dor greu. Și-a cântat cum cânt și eu. Și-a cântat cum cânt și eu. Măi dorile mă. La 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 la. Pune, pune. La 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 la. Merge, merge. Hai să vin pe partea asta, dacă mai trebuie. Mai trebuie. Mizilicu, cu alte cuvinte, a fost excepțional. Ce vreți? Să bag salată. Păi nu știam eu, mai bine făceam, cumpăram numai salată, nu mai cheltuiam nici bani. Chiar așa e. Mă făceam de râs în țigănie, cu, numai cu salată. Da, mă, dar la voi la țigănie se mănâncă. Da, apropo de, de salată. Fii atent. Moare țiganul și acolo că să-l dea în groapă și plângea și așa și preotul. E, că a fost un om bun și Dumnezeu îl va răsplăti pentru faptele lui și îl va da într-un loc unde este viață veșnică, unde este verdeață, da, țigan. Aoleu, părinte, mâncați aș sufletul, zice, nu-l da într-un loc cu verdeață, cât de verdeață a murit. Dă-l într-un loc cu carne. Foarte miște. Aici cred că au fost surprins și la momentul, la felul de bază, să spunem așa, al cinei. Aici au fost surprins pentru că i-am chemat undeva în spatele restaurantului, unde avem noi aici un loc amenajat, unde au fost ceaunele cu carnea tăiată, cu muzica, cu nebunia care am creat-o noi aici. Pauză! Haideți, veniți încoace să vă arătăm ce avem aici. Ia uite ce... Ia fă loc, George. Bine v-am găsit, vai, dar ce surpriză. Păi, în primul rând, avem acolo... Felicitate aici. Niște ceaune. Aici vom face mămăliga. Aici avem ulei uncins deja. De căprige. Aoleu! Da, căprige. Merge, merge, spure, spure. Deci asta este carnea. Da. Va mai veni și altceva lângă ea. Niște cârnați afumați, cu muși de usturoi, cu brânză, cu de toate. Uite așa. Asta e un fel de țigănește. Da? Așa să facem și atât. Ce? Treaba bună? Bună, 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 bună. Băi, băieți, după toate... Mă, dacă mâncarea e cu muzică, ce mai vrei, mă? Da? Totul este cu muzică, cum de să fie? Cu așa orchestră, ia uite! Maria, vai! Așa, mă, băiatu, mă! Așa, mămică! Mămădica prânsalii, la, 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 la. Muzica antren, exact ce știu să fac e cel mai bine și Marian. Bună dispoziție, bineînțeles că doar cu asta se ocupă. Dă-le, Doamne, la țigani, la, 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 la. Fabrică e făcut bani, la, 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 la. Ai romane, ai leșabane.
ai șavale, ai romane. Mămăligă făcută la ceon și nu mai vorbesc de carnea care sfârâia uleiul și a pus-o cu cârnați, cu carne de pui, cu ceafă de porc. A fost excepțională. Dar știți ce a fost nemaipomenit? Faptul că pe lângă ceoanele alea au jucat acele dansatoare, pirandele, cum se spune. Excepțional. A fost superb muzica și tot. Prigărui sabia lui... Dă-i sabia lui Ștefan cel Mare aici. Aoleu, dar nu-mi dai tot saxofonul ăsta, că mor. Saxofon? Da. Nu, cu cârnați, semi-afumați. Da. Cârnați. Aici avem ardei copți cu mușdei. Aici avem se mănânci cârnați, trăiești până marți. Stai că n-am terminat. Avem... mușdei cu smântână? Da, stai că n-am terminat. A, păi, să nu... Arată tot ca să știm ce mâncăm. Măi, nu ne arată numai pe rând. Ieși, le prezintă și pleacă cu ele de aici. Mamă. Că murim aici. Da. Facem colesterolul. S-a terminat filmul. 400. Da. Iar aici a? Avem cea unul ăla care l-am făcut. Mariane. Tot ce ieși de la cea unul ăla. Luați și mâncați. Dacă aveți nevoie de tacâmuri, fac o excepție. Mă, uite, de asta nu-mi place mie la emisiunea asta, măi, că mă pune să mănânc și am colesterolul cât Palatul Culturii. Numai să-mi spuneți, aveți nevoie de tacâmuri, vreți? Păi, cum îl luăm aia? Cum luăm? Uite așa luați. De exemplu, vă arăt eu, ca la noi la... ca la noi la țigani. Păi, ca să arăt eu ca la Suceava, numai dacă mă afric, te bat. Nu! Nu, e potrivit. Ia, bă. Măi, la, no- la mine se face mămăliga asta, bulzul ăla la, cu... Hai, lasă, nu și doamnă, fii țaran, că ești cu nimeni acolo, mămăliga. La țară noi, suntem crescuți. Numai. Am mâncat cu mâna și chiar omul se simte bine când mănâncă cu mâna, serios, pentru că știi cum e, totdeauna când te duci la un grătar sau undeva, și eu când mă duc mai îmi iau o chiflă cu o bucată de carne în ea și mănânc așa, te simți cel mai bine. Ionuț, eu nu renunț la eu asta. Eu după mâncarea asta sper să ne vedem și mâine. Sper să nu vină ambulanța. Treaba bună? Extraordinară. Foarte mișto. Bă, știu că tu ești un mare instrumentist, un mare om, un mare personalitate. Mamă. Dar că ești un bucătar atât de bun, asta nu mai e. Asta nu e bucătărie, asta este exact ce am învățat acasă, ce am văzut pe la nunțile unde am mers. Da. Peste tot. Deci asta e o tradiție țigănească, ca să așa spun e în așa. Țigănie, a? Sau așa e în țigănie, mă da. Mă trăi rău țiganii, mâncava-și gura. De-aia fac așa copii mulți. Da, păi dacă n-au ce să facă, mănâncă și fac nebunii. După atâta carne trebuie să fac, să consumi și energia. Așa, da. Păi dacă ei nu merg la sală decât la sala de mese, păi normal. Da. Deci asta am văzut, asta așa am mâncat noi acasă. Merge la masa asta și o cântărică? Păi, cum să nu? Mm-hmm. Dar merge și un vin, dragul meu. De care vin vreți? Un șpriț. Unul alb sau roșu? Nu, unul roșu. Care... Am mâncat foarte bine. Am băut un șpriț bun. Și ce să zic? Țigăncușe, ești frumoasă, de toate. Avem invitați, Fănița, te rog frumos, un program. George! Da. Haideți, băieții, toți! N-am o margine de tot într-o seară de țigan. O țigană cu ochii înghicea pe sub casa. A venit, a cântat, a venit într-un costum țigănesc, 100% țigănesc, coafată foarte mișto, ca și țiganii, ea fiind o țigancă și ea de altfel, dar n-am știut că ea are costumul ăsta, a fost m-a surprins și pe mine ea. Țigănușa e frumoasă, țigănușa mea, țigănușa e frumoasă, țigănușa mea,
asta a fost elementul cel mai reușit. Voia bună, să spunem, sau distracția. Noi nu ne gândeam că după atâta mâncare îmbelșugată și mâncarea aia la ceaună a fost fantastică. Și săbile alea cu frigăruile și mămăliga aia luată cu mâna așa, atât de bună. Nu mă așteptam să mai vină și dulcele. Mai sper că nu ne mai aduci mâncare, Mariane, că nebunim. Mariane. Dacă mai aduci Mariane din pat, nu mai vorbim. E dulce, e dulce aici. Mariane la nunta ta, măi, dragă Mariane. Mi-a adus coverda așa. Mi-a adus coverda ta. Astea sunt scoveri, rețeta lui mama. Adică cum? Adică astea sunt un fel de gogoș? Gogoș, o să-i spui gogoș. Scoverci țigănești. Asta e scoverda țigănească. Cu smântână? Cu dulceață de nuci sau cu dulceață de vișine? Iauzi, măi, dulceață. Dulceața de nuci se pune pe buci. Aha. Se pune pe aha. Butuci. Da, se ne pune pe... urme pe butuci. Asta mă amintesc de scovejerul bunica mea. Așa e. Fii atent cum se leagă acum. Serios? Așa spui tu că ești țigan acum. Nu, pe bune. Fii atent. Mă spune tot mâncazeri. Îmi spuneam minciunele. Minciunele, da. Minciunele. Minciunele, da. De ce? Eram plătit așa. Așa se numeau, nu știu. Minciunele. Eu cred că m-am mințit de m-am făcut atâta. Ai băgat la minciunele? Da, băgam. Da? Foarte bune. Din punctul meu de vedere, cred că a fost o seară reușită și cu ce am gătit și cu show-ul. Ei s-au simțit bine, s-a băut, s-a râs, s-a glumit. Am ajuns și la momentul în care te va trebui să jucăm o mică piesă de teatru. Așa. În care sunteți socri. Mici? O, Ionuț, să fie într-un noi, să fie cu băiatul. Și să vedem cum decurg negocierile. Dar știi că noi suntem bogați, spre ca fete. A căsători un băiat cu o fată. Cu scră. Așa. Bogați, bogați, dar nici noi nu suntem sarași. Avem un băiat frumos. Acum să vedem cu ce ieșim la să interval. Vedem, să vedem. Păi ieșim la interval prima dată cu un băiat frumos, sănătos. Lasă că băiații... Și la pungă gros. Deci cam așa așteptăm noi să se întâmple chestiile astea și am nevoie de ajutorul lui Fane. Da. Bună seara. Bună seara. Desu e bulibașa, el e mai bulibașa. Omul Ceoane, care romane, mi-a să vă rog Cavescu. Mariana a pregătit surpriza asta, așa că îi rog pe colegii mei să vină aici lângă mine. Miresică! Vino fata lui tata aici, nu lângă noi. Generică! Stai acolo lângă tată tău. Fără știrea noastră, nu-i frumos, nu se poartă așa. Nu stă în spate. Vino și... Acum ți-e rușine. Acum ți-e rușine, dar să pleci acasă și te-ai plecat cu ea, nu ți-a fost rușine, bă? Acum băiatul e băiat, se spune că pălăria din cap nu-i cade. Dar fata ta de ce o ce da, dar fata aia, bă, uite, e mică, e rușinoasă. E rușinoasă? Cinstea ei, dar înseamnă cât de rușine au fugit cu băiatul meu? Ne dați bani, ne dați galbeni. Cât vreți, băi? Începem așa... Băi, stai, stai, măi, măi, bărbat, stai un pic, stai un pic. Da, cum scrii? Stai, nu râde, că treaba nu-i de râs. Eu am o pretenție, de... eu dau bani, așa cât vreți voi, dar și eu am o pretenție la fată, să ce-i fată mare. Păi, întreabă-l pe el dacă a fost, că au fugit. Auzi. Hai, vină încoace. O fost? A fost sau nu a fost? Mai pe încredere așa. Eu am pretenție, că ei au cerut bani mulți, că e fata tânără și frumoasă, bun, dar și eu am pretenție să fie fată mare, cum se poartă la țigan, să fie fată mare. Apoi dacă se mărită la 14-15 ani, normal că sunt fete mari. Negocierea a durat destul de puțin, eu nu mă pricep, să ai seama. Doamna Elena era mai fâșneață, că le are mai bine cu chestia asta, poate.
și m-a ajutat foarte mult soacra mică. Așa că îi mulțumesc și eu mi-am ținut fata lângă mine să fie în siguranță, deși a scăpat deja. Mi-a plăcut această negociere și îl felicit pe Marian că, deși foarte tânăr, păstrează tradiția țiganească. Felicitări! Două salbe de aur cu 27 de bagudele, 27 de galbi, da? E mult? A, noi mult, la fata noastră a avut, a fost fată mare! Da! A, păi și a nostru e mare! Auzi! Noi plătim, dar voi faceți rachiu. Dăm două salbe, dar voi faceți petrecerea, voi chemați răutarii. Îi dăm 20 de fuste, 40 de bluze, de-astea largi așa. Că la țigănci nu le trebuie, dacă au fuste alea, nu le mai trebuie șervețele, fac economie, să știu. Am înțeles, da? Așa că, da. Dragă, da? Da. Deci faceți voi petrecerea, plătiți voi lăutarii? Hai că plătim lăutarii, da, plătiți lăutarii și dăm două salbe. Da. Veselie atunci, bă, frate, să ne fie de bine! Hai să fim sănătoși! Hai să fim sănătoși! Chiar a fost un moment frumos ăsta cu tradiția lor de cum e cu căsătoria la țigani, cu furatul, de fapt, al miresei, sau cum se zice, furatul țigăncușei. Ce notă îi dau? Cum îi dau și la cântat? 10. În seara asta de la mine, Mariane, ai nota 10 cu plus. Nota mea pentru Marian, fără niciun fel de discuție, este nota 10 cu felicitări. 10, 10, 10. S-a strigat darul! Cu un total magnific de 30 de puncte, Marian se poate relaxa în următoarele zile. Să trăiască! Seară am să fiu eu gazda și tradițiile ardelenești, mai ales din zona de unde vin eu, Hunedoara, Sibiu, cred că o să impresionez cu tradiția și cu mâncarea tradițională care e la noi. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, doamnă! Facem cireașa de pe tort, uite, domnul Horea ne urmărește acum. Sunt numai ochi și gură. Nu prea place să fac treabă, îmi place să cânt. Muzică de nuntă din Ardeal. Nuntă mare cu sătieni, mai lai la 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 la, ca la noi la Ardeleni, mai lai la 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 la, vine lumea și-și petrece, la 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 la. Păi și bea vinul din Oiește, hai, 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 hai.